replică. Emisiunea în care cetățenii au cuvântul cu Cezar Filip la Jurnal FM. Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cezar Filip, suntem la dreptul la replică, emisiunea de weekend de la Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Discutăm astăzi despre o temă sensibilă, vorbim despre justiție, vorbim despre Puterea judecătorească și dați-mi voie să vă spun că eu, în calitate de simplu cetățean, sunt foarte atent la ceea ce se întâmplă apropo de puterea judecătorească, pentru că opinia mea este, repet, de simplu cetățean, că într-o țară în care foarte multe instituții de forță pot și chiar comit abuzuri, eu, simplu cetățean, aș avea o șansă să mă apăr în fața acestor abuzuri. Dacă am parte de o justiție independentă. Dacă justiția nu mai este independentă în România, țara în care mulți vor să își exprime puterea, atunci o simplu cetățean, repet, în lipsa unei justiții independente, nu am nicio șansă și voi fi sclavul uh, celor care vor și pot să își folosească în mod abuziv puterea, fie că este vorba despre instituții de forță, fie că este vorba despre oameni politici. Fie că este vorba despre oameni cu putere financiară și cine știe cine altcineva ar mai putea să mă abuzeze pe mine, simplu cetățean. Ei bine, eu aș dori să am în puterea judecătorească un aliat și tocmai de aceea consider că este o temă de discuție extrem de importantă, sigur și în contextul în care în aceste zile asistăm la un protest în justiție, asistăm la ceea ce presa a numit faptul că justiția dă în clocot. Dați-mi voi, estimați ascultători, să vă anunț și invitatul de astăzi. Avem plăcerea de o avea alături de noi în studio pe doamna judecător Gabriela Baltag, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Sărut mâna, doamnă, bine ați revenit! Bine v-am găsit și la mulți ani dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Pentru că nu ne-am auzit pe acest an. Vă mulțumesc loc. pentru urări și întoarcem și noi urările să fie un an cât de bun și cât de liniștit s-ar putea. Ei bine, încercăm astăzi să avem o abordare, spuneam, echilibrată și obiectivă a ceea ce constituie o temă de discuție care s-a lăsat cu multe pati în ultima perioadă și am să vă rog, doamna judecător, să-mi permiteți pentru câteva secunde să spun cum văd eu lucrurile în ceea ce se întâmplă și să mă corectați dacă greșesc. Ei bine, eu cred că... În anii de după 89, puterea judecătorească a fost mai tot timpul sub presiune, pentru că alte puteri, alte grupuri de interese au dorit să o subordoneze, ceea ce evident înseamnă și faptul că această putere judecătorească n-ar mai fi fost independentă. Asaltul nu a încetat și mi se pare că în aceste zile el este chiar unul intensificat și nu întâmplător avem o dispută legată de pensiile de serviciu ale magistraților mult mai acută decât pensiile de serviciu ale altor categorii socioprofesionale. Și vă dau doar două exemple. Nu se discută atât de mult despre pensiile parlamentarilor, de exemplu. Nu se discută atât de mult despre pensiile de serviciu ale celor din serviciile secrete, ca să vă dau un alt exemplu, dar se discută foarte mult și cu foarte multă patimă despre pensiile de serviciu ale judecătorilor. Greșesc? Deloc, deloc, nu greșiți. De fapt, suntem aici pentru că acest teren a fost pregătit de ceva ani, de mulți ani, iar zilele acestea, vă mărturisesc că mi-am pus și eu întrebarea ce făceau oamenii politici de că, dacă nu era justiția, fiindcă se pare că justiția este aducătoare de voturi electorale foarte multe probabil. Da, se vorbește foarte mult despre pensia de serviciu, societatea a fost pregătită în mare parte, în mare parte pentru că nu pot să generalizez să privească cu dispreț puterea judecătorească. Eu vreau să mă refer în mod deosebit la judecători, fiindcă eu sunt judecător și din perspectiva aceasta abordez problema. Vreau să știți că nici în perioada regulamentelor organice, societatea de atunci, cu nivelul său de dezvoltare, deci vorbim de 1800 și ceva, nu a tratat astfel puterea judecătorească, atât cât putea ea fi numită putere judecătorească. E o campanie, puțin spus, de denigrare, de ură, de cultivarea urii împotriva puterii judecătorești. Colegii mei privesc chiar cu îngrijorare atitudinea Uneori, știu eu, sociale, aproape că e un risc să mai mergi pe stradă, pentru că dacă ai nefericirea să te recunoască cineva și poate că e cineva care, mă rog, are o supărare dusă la extrem riște să intri într-un conflict în care nu ți-ai dorit niciodată să te situezi. Da, ne aflăm în această situație pentru că cineva a dorit neapărat, de altfel a fost așa o competiție, dacă ați văzut dumneavoastră, eu nu pot să delimitez vreo clasă politică, vreun politician anume, fiindcă toți au fost de potrivă de uniți în acest marș al abrogării pensiilor de serviciu. E adevărat, nu toate, ați subliniat foarte bine că o parte dintre ele au rămas. Eu nu-mi doresc să fie abrogate drepturile niciunei categorii profesionale. A ne înțelege, eu sunt judecător și nu am voie să gândesc astfel, să am idei preconcepute, fără a cunoaște care este dimensiunea dreptului unei categorii profesionale și să pun etichete. Dar justiția este aici pentru că cineva a dorit să o aducă aici, intenționat. Societatea a fost pregătită. În fiecare zi s-a spus cât de uh, nepotrivită este uh, salarizarea sau uh, întinderea drepturilor de pensie pentru magistrați. În uh, fiecare zi uh, neîmplinirile uh, clasei politice pe partea de probabil politici sociale s-au răsfrânt uh, și. Uh, Justiția a fost cumva dată drept de exemplu sau cauză a, a lipsei. A, a... Mijloacelor de protecție pentru societate. Nu așa rezolvăm uh, lucrurile. Eu înțeleg foarte bine și cunosc eu. Sunt un judecător care am intrat și pe litigii de asigurări sociale, deci știu foarte bine despre ce vorbesc. Uh, nu asta este soluția uh, să antagonizezi oamenii, pentru că nu ești în stare tu, ca stat, să asiguri un nivel de trai corespunzător, așa cum cetățeanul respectiv îl merită, arătând cumva de spre o altă categorie profesională. Fără să vorbești despre ce reprezintă acea categorie profesională, ce, care, a fost, care este statutul ei și care au fost rigorile la care a fost supus un magistrat o viață, îmi veți spune că. Cine alege această profesie și asumă un risc, este adevărat, dar și dumneavoastră ați spus mai înainte, vrem o justiție de calitate, cu oameni de calitate, cu oameni devotați profesiei. Trebuie să nu-i supunem unor tensiuni, ei trebuie să fie eliberați de orice fel de, știu eu, trăiri firești, omenești, de în împlinire dacă asupra, lui, asupra lor există un asalt continuu, o persecuție. El trebuie să aibă de plină uh, libertate, independență și acest lucru nu se poate uh, asigura. Vă mărturisesc cu riscul de a deveni antipatică cu un salariu minim pe economia națională sau cu o pensie, știu eu, de uh, minim, uh, minimă care se acordă în societate. Deci nu este posibil. I salutăm pe ascultători și uh, le răspundem uh, de, uh, saluturilor pe care le primim pe pagina de Facebook, acolo unde putem fi uh, văzuți în direct pagina de Facebook a Jurnal FM, de asemenea, ca de obicei numărul de WhatsApp 0755900 pentru a ne trimite comentarii și uh, eu știu întrebări, cele mai interesante le vom citi în decursul acestei emisiuni. Eu am să spun uh, și eu un lucru, doamna judecător, și anume că din ceea ce a spus noastră eu înțeleg că statul este cel care îndeamnă la ură și face următorul lucru. Într-o țară în care, într-adevăr, există foarte multă inechitate socială, în care discrepanța între venituri este una uriașă, e o prăpastie între veniturile pe care le au cei mai mulți dintre români și veniturile pe care le au unii români. E o discrepanță majoră între cei bogați și cei săraci. E bine pentru că nu, pot, nu poate, nu pot cei care conduc statul, nu pot să ridice veniturile care sunt mici, mult prea mici, condamnabil de mici. Atunci aruncă anatema asupra unor categorii socioprofesionale. Repet, am și eu rezervele mele legate de exemplu de pensia specială pentru un general cu nu știu câte stele care n-a văzut frontul decât în filme. Deci am și eu rezervele mele ca simplu cetățean. Sigur că am și eu rezervele mele vis-a-vis -vis de anumiți magistrați care, cât mă pricep eu, mi se pare că poate n-au fost tocmai corecți în momentul în care au instrumentat un dosar ca procuror sau au judecat un dosar. Am și eu întrebările mele. Însă de aici până a arunca cu piatra în întreaga categorie socioprofesională e o cale lungă și am să spun de data aceasta ce s-a întâmplat cu presa. Nu sunt un specialist în ceea ce se întâmplă în magistratură, dar în momentul în care domnie aceștia care au putere au dorit să distrugă presa, au făcut oarecum același lucru. Au umblat la veniturile financiare în așa fel încât mulți din presă să stea cu mâna întinsă, ca să o spunem pe cea dreaptă, și mai mult decât atât au spus, știți, sintagma aia că era o glumă cu șantajul și etajul. Ei au folosit-o până când au zis toată presa e la fel. Toată presa e pe modelul șantajul și etajul și iată presa a ajuns în zilele noastre așa cum a ajuns. Bun, eu vă întreb și pe dumneavoastră și întreb și pe ascultători, ce speranță să am eu ca simplu justițiabil în momentul în care un judecător intră într-un dosar în care prejudiciul sau poate suma aflată în dispută este de un milion de euro, iar omul de afaceri sau politicianul care e chemat să explice ce e cu milionul ăla de euro, e dispus să dea 102 de euro șpagă, da? Cât de vulnerabil devine judecătorul dacă are un salariu, eu știu, de câteva sute de euro? Devine el foarte vulnerabil? Probabil că ar putea să se întâmple și acest lucru, deși eu vă mărturisesc că eu sunt un judecător care am trecut și prin perioade, de, știu eu, de recunoaștere financiară a sistemului judiciar, ca să vă spun corect, când salariul unui judecător. Uh, cel puțin în 90, din 93 până în 97 era mai mic decât al unui muncitor necalificat, ca să știți. Adică am trecut prin astfel de perioade și n-am avut niciodată vreun fel de tentații. Uh, nu pot să generalizez, nu pot să știu dacă lucrul ăsta e valabil pentru toți, dar eu sper că e valabil pentru toți, îmi pun această speranță. Uitați la sfârșit de carieră aproape, după 26-27 de ani de judecător. Eu vreau să vă mai spun un lucru și vreau să-l transmit și uh, ascultătorilor dumneavoastră, uh, oamenilor care uh, se opresc acum și uh, mă rog. Uh, probabil în sufletul lor se gândește ce, de ce apără doamna pensiile. că nu vreau nici să pară că le apăr, eu vreau numai să vorbesc în numele unei categorii profesionale pe care o cunosc. Eu nu pot să judec societatea că ea e ostilă împotriva noastră. Nu, nici o secundă. Eu nu sunt supărată și nici colegii mei nu sunt supărați pe societate. Pentru că societatea nu are instruirea corespunzătoare. Ea are informații atât cât i-au fost date. Corpul de magistrație a fost un corp mut și încă e un corp mut. Nu vorbește nimeni despre vreau ce să vă face un judecător. Și încă sunteți printre puținii judecători care, iată, și asumă, ies public și spun niște lucruri. Mulți dintre colegii noastre s ascund n-am înțeles de ce. Mm, și aici e o problemă și vreau să punctez și acest aspect uh, imediat. Uh, nici pe politicieni nu pot să-i condamn prea tare pentru că ăsta se pare că e jobul lor de a câștiga uh, voturi electorale și cum probabil nu mai au subiecte interesante pentru societate, s-au canalizat în ultima vreme, în ultimii ani, pe sistemul judiciar. Eu nu cred că e numai pe votul doamna judecător. Eu cred că există interesul de a, iertați în termenul neacademic, de a încăleca justiția. A existat întotdeauna Există și în alte societăți care au democrație mult mai veche decât a noastră puterea judecătorească a reprezentat pentru factorul politic o miză și anume miza ar fi să îl subordoneze. Este adevărat și asta, este, este nu adevărat. E, nu cred că e doar pe votul. pe uh, voturi a fost povestea asta poți cu pensiile. Poți de să sericiu. supui un om și firește o categorie profesională aici atunci când o lași fără niciun fel de mijloace de subsistență sau cu foarte puține mijloace de subsistență. iar dumneavoastră trebuie să știți că cel puțin la nivel de instanțe, uh, bugetul instanțelor, este la puterea executivă, este la Ministerul Justiției. E, asta, e o dovadă clară că puterea judecătorească nu e pe deplin liberă. Noi de ani de zile ne chinuim să aducem și să scoatem bugetul instanțelor de la executiv. Am avut o prevedere legislativă de a trece bugetul la înalta curte. Ea a fost suspendată pe modelul suspendărilor obișnuite, an de an, vreo 10 ani, iar în 2017 această prevedere a fost abrogată, iar acum, în 2019, după multe, multe uh, eforturi, și vreau să vă spun că și eu sunt unul din titularii cererii, uh, am reușit să adoptăm la nivel de Consiliu, dar asta nu înseamnă foarte mult, dar este un pas, un mic pas, uh, o hotărâre de trecere a bugetului de la Ministerul Justiției la Consiliul Superior al Magistraturii. Cine altcineva ar putea fi garantul justiției, independenței justiției decât Consiliul Superior al Magistraturii și pentru uh, la secția de judecători, vin vorba de instanțe. Probabil va fi un parcurs dificil. Eu mi-aș dori ca la sfârșitul acestui an 2020, când vom avea poate o altă întâlnire, să vă pot spune că măcar acest lucru l-am bifat dar executivul nu pare deloc fericit să dea drumul bugetului instanțelor, buget pe care îl reduce an de an. Imaginați-vă în condițiile în care toate cheltuielile Crească. de susținere a unei instanțe sunt în creștere, fiindcă îi firesc, toate cresc. Luăm o pauză de doar câteva minute și vom reveni la discuția din studio, să vedeți de ce doamna judecător Baltag e posibil să ajungă țintă Chiar pentru o parte dintre cei din sistem care nu vor să fie scoase la iveală la anumite informații, vorbim despre acest lucru și despre mincinoșii din sistem. O să discutăm după doar câteva minute de pauză. La ediția de astăzi a emisiunii Dreptul la replică la jurnale, FM Vă reamintesc că alături de nou este în studio doamna judecător Gabriela Baltag Membru al Consiliului Superior al Magistraturii Și vorbim, cum ați putut observa, extrem de deschis despre ceea ce se întâmplă în justiție În special despre puterea judecătorească. Ei bine, doamna judecător, aș vrea să vă rog să ne spuneți Dacă vă așteptați să aveți parte de... Eu știu reacții negative după ce, alături de o colegă, tot judecător din, din CSM, ați, ați cerut un lucru care, în urmă cu ceva timp, părea uh, imposibil și anume să fie făcut un bilanț real al cauzelor care au fost uh, instrumentate de către DNA și ați cerut să vedeți, dacă am înțeles eu corect de mersul, mai ales acele situații în care s-au făcut interceptări. Cam pe lângă lege, spun eu, și acele dosare în care nu s-au uh, finaliz finalizat cu rechizitoriu, cu trimitere în judecată, cu dovedirea, uh, probarea vreunei infracțiuni. Cam cine au fost magistrații care au trecut prin acel tăvălug și ați mai cerut ceva? Cam care au fost oamenii de afaceri care au trecut prin acest tăvălug. Foarte interesantă inițiativa și nu știu dacă... Nu știu dacă o să primiți acest răspuns. E un răspuns foarte interesant. Este adevărat ce spuneți dumneavoastră. E un pic altfel juridic, dar tot acolo. E bine că explicați că cetățenii pot înțelege foarte bine cum spuneți dumneavoastră. Da, am făcut câteva demersuri împreună cu colega mea, doamna judecătoare Evelina Oprina, atât pentru a identifica Uh, ce s-a întâmplat cu ce s-a întâmplat în perioada aceasta, știu eu, de 4-5 ani, 2014-2018, cu mandatele de siguranță națională, fiindcă e năucitor uh, ce informații ajung la uh, suprafață, un număr uh, mare, aproape am bate America, cred, uh, la interceptări. Vrem să aflăm exact cum s-au respectat, dacă s-au respectat normele de procedură, fiindcă și aici sunt uh, prevederi legale, nu se fac oricum. Um Asta este o solicitare formulată, iar pe partea de DNA avem două solicitări. O dată o solicitare care vizează pe magistrați și altă solicitare care vizează pe cetățeni, persoanele fizice, juridice, cum vreți dumneavoastră, cei care au intrat sub lupa uh, DNA, uh, care au avut poate uh, dosare sau nu au avut, nu știm noi exact ce s-a întâmplat, dar care, inclusiv soluțiile de achitare, ne interesează foarte mult dacă în soluțiile de achitare, unde de multe ori uh, întâlnim uh, și auzim săptămânal sau soldat cu li fapta nu există și totuși oamenii aceia au stat în, în arest, uh, au avut măsuri uh, asupra lor, control judiciar sau alte uh, forme de uh, măsuri preventive și desigur uh, uh, suntem interesați în ce uh, uh, fel au fost supravegheați tehnic uh, Sub toate formele, în toate formele. Este foarte important pentru noi să vedem, pentru că destinele acestor oameni categoric au fost uh, distruse, nu numai a lor, ci și a familiilor lor și vrem să vedem cine este responsabil, pentru că cineva este responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat. Deci, încă o dată să ne întreagă foarte bine ascultătorii, e vorba despre acele persoane în cazul cărora nu a fost uh, nici măcar la nivel de suspiciuni, vorba despre vinovăție. Sunt da. persoane declarate... Care au fost nevino nevinovate, nevino declarate. declarate. Definitiv. Definitiv nevinovate. N -au, practic n-au ajuns la instanță, tocmai pentru că n-a fost nu, motiv să și la instanță, că avem și situații firește de achitări la instanță, că nu era altfel cum, dar uh, vrem să ex știm exact ce s-a întâmplat în perioada aceasta cu aceste dosare uh, penale... Uh, Într-o formă sau alta, fie ele stinse în fașă, în uh, etapa de urmărire penală, după 12 ani, de exemplu, că avem și astfel de situații, oameni care au stat agățați în dosare și, uh, la sfârșit, nu s-a întâmplat absolut nimic, și totuși, oamenii aceștia au, fost, uh, um, au stat într-o presiune de neînchipuit, bănuiesc, îmi uh, imaginez ca om, nu numai ca judecător, dar și cei care au fost trimiși în judecată, care au suferit. Uh, prejudicii mari, majore, umane și cum vreți dumneavoastră, materiale și la sfârșit ne-am trezit că eu vreau să vă dau un exemplu de un magistrat care a stat arestat patru luni de zile, a stat doi ani cu control judiciar și după patru ani suspendat din funcție și nu e judecător, e procuror acel magistrat a fost achitat pe fapta nu există. Deci vrem să știm câte astfel de situații uh, sunt, ca să putem să vedem ce portofoliu de uh, reușite uh, au fost pe partea aceasta de segment uh, sau de uh, structură specială uh, DNA. Și am, uh, vreau să mai punctez un lucru, dacă l-am înțeles corect încă o dată. Sunt foarte atent, fiindcă subiectul este foarte sensibil. Uh, dacă am înțeles eu bine, am interpretat bine demersul dumneavoastră, la un moment dat acolo se spune că... Mă rog, coincidență sau nu, asta e completarea mea. Anumiți magistrați care judecau, își făceau activitatea, la un moment dat, în funcție de dosarele pe care le aveau în lucru de activitatea lor, se putea vedea că erau mai atent supravegheați, mai puțin atent supravegheați, să mai făceau niște acte procedurale, taman când acei magistrați aveau, nu știu, un dosar de judecat, o, o cauză de instrumentat, am înțeles eu corect? Eu vreau să vă spun și îndemn pe toți cetățenii acestei țări, pentru că nu e deloc dificil, este adevărat, poate nici la îndemâna oricui, dar este important pentru societate să cunoască, măcar o hotărâre a Consiliului al Magistraturii, hotărârea uh, plenului, rețineți nu numai a secției de judecători, ci, uh, hotărârea plenului 225 din 2019 este cea care aprobă raportul inspecției judiciare privind activitatea DNA. Acolo uh, e un adevăr dureros. Imaginați-vă numai așa ca exemplu dintr-un colectiv de 40 de judecători. La o instanță, nu din Moldova, dar nici Moldova n-a fost deloc ferită, să fie 39 sub măsuri de supraveghere. Cam ce independență are sistemul judiciar? Ce independență au judecătorii într-o astfel de situație? Eu nu vreau să-mi uh, imaginez ce s-a întâmplat cu ei. Eu vreau să vă spun că împreună cu aceeași colegă. Cu care am o colaborare deosebită, um, am făcut solicitări de a ne afla dacă am avut sau nu dosare, pentru că am aflat și în rând. Noi adică. personal am încercat să facem un demers, fiindcă eu cel puțin nu am primit uh, niciodată nicio soluție de la uh, uh, structura de parchet uh, și am încercat să văd, uh, inclusiv dacă am avut dosar și dacă am avut măsuri uh, de genul acela uh, luate, uh, știu interceptări și alte Uh, chestiuni specifice uh, părții de urmărire penală, uh, nu am aflat uh, dacă s-a întâmplat acest lucru, fiindcă mi s-a răspuns uh, cumva că e secretă urmărirea, adică față de mine. Uh, cumva eu nici eu nu pot să știu uh, ce s-a întâmplat. Eu n-am vorbit despre altcineva, am vorbit despre mine. Uh, eu mi-aș fi dorit foarte mult ca. Societatea să cunoască lista judecătorilor, cel puțin a judecătorilor nominală. Pentru că nu avem de ce să ne ascundem. Nu e vina nimănui și nu e o rușine ca un judecător să se afle pe o astfel de listă, pentru că cu siguranță s-a întâmplat fără voia lui. Și fără, uh, aș uh, știu eu, adică nu punem o anatemă pe nimeni, dar e bine pentru că atunci conștientizează pe o de o parte societatea gravitatea lucrurilor petrecute, pe de altă parte magistrații. Unii dintre ei încă mai speră că lor nu li s-a putut întâmpla sau nu li se poate întâmpla acest lucru. Ce să vedeți, unii au descoperit chiar așa crezători în faptul că nu pot să pățească nimic rău, că li s-au întâmplat și lor și atunci viziunea a fost cu totul alta. Bun, eu stau și mă întreb și vă întreb și pe noastră, stimați ascultători, cât de normal este ca un judecător, repet, sunt judecători care intră în dosare, nu neapărat penale, și civile în care misele sunt de zeci de milioane de euro, de milioane și de zeci de milioane de euro. Ei bine, cât de normal este ca un astfel de judecător să fie supravegheat? Sigur o să primesc poate răspunsul că, domnule, cine nu face infracțiuni nu, nu are de ce să se teamă de faptul că e supravegheat, însă eu întreb altceva. Nu miza aceasta e dacă facem sau nu o infracțiune. Miza este cel care supraveghează, află informații despre ceea ce se întâmplă în cadrul acelui dosar. Ce garanție am eu că acele informații nu sunt folosite în favoarea unei părți sau a alteia din acel dosar? E doar o întrebare și de aceea cred eu că ar trebui să fie foarte bine despărțite apele când vine vorba despre supravegherea unui uh, judecător, dar și a unui uh, procuror. Acum vorbim despre judecători, ați spus în uh, principal. Bun, uh, doamna judecător, ați, uh, printre alte lucruri care le-a spus foarte tranșant, dar mai fost unul și anume că în sistem, sau că sistemul a ajuns unde a ajuns și pentru că în sistem sunt mincinoși. În uh, sistem, uh, sistemul judiciar a ajuns uh, în acest punct nefericit uh, pentru el, uh, Datorită lui, în primul rând. Datorită noi toți, inclusiv eu, pot am o vină și mi-o recunosc, o vină în faptul că nu am sancționat public la timp, imediat, orice neadevăr rostit de colegii mei, de unii dintre colegii mei. Pentru că trebuie să știți, multă deformare despre ceea ce se întâmplă în sistem a venit chiar de la sistem. Aproape că e șocant. Pentru mine, cel puțin, eu am avut speranța că își vor îndrepta conduita. Aproape nu puteam concepe nici eu că unui judecător îi poate fi pusă eticheta de om care spune neadevărul. Judecătorul care are obligația să aducă la suprafață adevărul, ce să vedeți, au fost printre noi și sunt printre noi și vă spun categoric, nu am niciun fel de reținere, persoane care nu rostesc adevărul, care aduc chestiuni incorrecte în spațiu public și din acest considerent societatea ne vede așa cum ne vede pentru că N-am știut să uh, educăm și să spunem oamenilor ce se întâmplă cu noi, cu adevărat, iar politicul a găsit terenul, uh, terenul cel mai bun. Uh, cum credeți dumneavoastră că uh, poți să simți sau ce simți când uh, ziua auzi un mesaj pe sistemul, uh, în sistemul judiciar, într-un fel, rostit de unii, iar seara auzi același mesaj, aproape la indigo, uh, de un politician rostit, uh, știu eu, în mijloacele de comunicare, televiziuni, mass media. Este foarte trist. Din păcate, uh, justiția a coborât în arenă și este tratată ca atare. Ceea ce spuneți e foarte grav. Mărturisesc că n-am mai auzit niciun alt coleg de al dumneavoastră să spună, domnule, printre noi sunt mincinoși. Colegi de-ai noștri care spun neadevărul. Care spun neadevăruri, da. Întrebarea este, spun aceste neadevăruri în interes propriu? Sunt instrumentele altor grupuri de interese? De ce mint? De ce spun neadevărul? Care e scopul? Bine, probabil unii încercând să câștige sau crezând că în acest fel vor câștiga popularitatea societății. Nu cred că asta este interesul că nu suntem într-un meci. Noi judecătorii nu suntem obișnuiți să gândim așa. Practic, hotărârile noastre, deciziile noastre sunt cele care ne uh, aduc respectul și recunoașterea societății, și nu felul în care aproape ne implicăm politic în ceea ce se întâmplă. Uh, nici într-un caz. Uh, interesul unora e de neînchipuit de sabotaj al sistemului uh, judiciar, alții au interese știu eu de promovări viitoare, uh, posibile chiar și de campanii pentru Consiliul al Magistratorii. Mărturisesc că eu nu pot să accept lucrurile acestea. Eu, când eram, uh, de fapt, eu m-am hotărât foarte târziu, cred, cu trei zile înainte de a expira termenul pentru înscriere în campania pentru CSM. N-am făcut un calcul și nu mi-am făcut calcule de genul acesta și nu știu, dar e posibil ca unii dintre ei să gândească în termenii aceștia și am ajuns, uh, unii, mai rău decât politicienii. Începem campania împotriva sistemului, distrugând, indiferent de preț, un sistem care trebuie să aibă recunoaștere socială, care trebuie să reprezinte o temelie pentru această societate, care reprezintă viitorul. Nu putem concepe acest, acest lucru. Nu putem să acceptăm și eu nu voi accepta niciodată chestiuni și minciuni spuse despre sistemul judiciar. Rostită de judecători. Nu pot să accepte ne, ne puteți asta. da și un exemplu, două, despre astfel de mincini? Fără da nume, fără da nume, nume, vă înțeleg. pot spune foarte multe, de foarte multe ori ați auzit de exemplu despre secția de investigarea magistraților Uh, au fost printre noi și vă mărturisesc că sunt dovezi în acest sens, dovezi scrise, pentru că au fost expediate tot felul de depeșe în afara țării care s-au spus că uh, această secție este, de fapt, una politică. Ne uităm în lege, este de neconceput. Deschidem legea și ne uităm în lege și vedem foarte clar că ea este dată în atributul Consiliului Superior al Magistraturii. Deci, Consiliul Superior al Magistraturii să înțelegem că este un organism politic. Este de necrezut și totuși oamenii aceștia au îndrăznit și sunt judecători, sunt într-adevăr și procurori, dar sunt judecători, eu vorbesc de judecători care au uh, avut curajul să uh, aștearnă și să-și asume în scris și nu înțeleg de ce astfel de lucruri. Auziți dumneavoastră zilele acestea fiindcă e o temă și am vorbit la începutul emisiunii despre ea, despre pensiile uh, de serviciu că sunt mai mari ale magistraților decât alte uh, pensii. Deci nimeni nu vrea să spună că acest sistem de pensie este de foarte mulți ani, că eventualele decalaje de quantum s-au datorat modalității de colectare a cotelor. Că practic aceste chestiuni au intervenit în 2018, când au fost trecute cotele de la angajator la angajat. Și că acest lucru se întâmplă pentru toate categoriile de pensii de serviciu, inclusiv pentru cele care rămân. Nu vorbește nimeni de pensiile serviciilor secrete, că tot ați spus mai înainte. Noi, da. Da, Or și ele opede. au suferit aceleași mutații, ca să spunem. Și ca să avem o dovadă, ne uităm și vă invit cu mare drag să vă uitați pe uh, uh, site-ul Camerii Deputaților, acolo unde în 17-18 decembrie la Comisia de Muncă a fost în dezbatere acest proiect pentru aviz, acest proiect de lege care a fost adoptat acum câteva zile. Și o să vedeți acolo în anexa 2 la amendamente s-au făcut propuneri cumva de plafonarea cuantumului pentru a nu mai depăși uh, venitul în plată, inclusiv la pensiile militare. Despre ce vorbim? Iar judecătorii au spus, sau o parte din judecători, că nu sunt toți, doamne ferește, nu, dar sunt câțiva și noi suntem vinovați cei care am tăcut și nu i-am sancționat și nu i-am tras de mânecă aducându-le aminte cine sunt și care este rolul lor. Uh, au spus lucruri neadevărate uh, societății. Cam asta este situația în sistemul judiciar în prezent. Am intrat în arenă și am uitat să fim arbitri. Cum ar spune colegul meu, domnul, domnul Victor Alistar, am devenit microbiști, lucru care nu e de acceptat. Luăm încă o pauză foarte scurtă, revenim să discutăm despre ceea ce se întâmplă în justiție. După cum puteți vedea, doamna judecător Gabriela Baltac spune lucrurile foarte tranșant. O să discutăm după pauză și despre alte elemente, o să discutăm așa cum ne sugerează un ascultător și despre ce crede dumnea ei apropo de ceea ce se va întâmpla cu această inițiativă legislativă privind pensiile speciale, dar o să vedeți și cu i-a atras atenția Doamna Baltag, într-o ședință a Consiliului Superior al Magistraturii, asupra celebrelor protocoale. Vorbim despre aceste lucruri după o foarte scurtă pauză. la replică alături de noi, doamna judecător Gabriela Baltag, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Au fost puse câteva lucruri care sigur vor, vor avea răsunet în, în, aceast, în, acest dialog. O critică extrem de tranșantă, nu i-a zice dură, că probabil e una realistă și atunci nu cred, că poate fi dură, e una extrem de tranșantă apropo de ceea ce fac unii dintre colegii dumnea ei, care au uitat că dânsii au prin lege, să spunem, datoria să fie arbitri și devin microbiști. Asta e termenul pe care l-ați folosit. Coboară în arenă și se implică în luptă, deși în, -ar dispută, da. în dispută, deși n-ar trebui să facă acest lucru. Uh, înainte de pauză, le promiteam ascultătorilor că o să ne relatați și despre acel... Episod în plenul CSM, când președintele Claus Iohannis a venit să asiste la ședința de bilanț și a făcut o serie asta. de declarații, dumneavoastră fiind persoana care ați atras atenția că în CSM n-ar trebui să se facă politică. Da, nu e prima dată când am făcut acest lucru și mărturisesc că am sperat că uh, va uita de obiceiul dânsului, domniei sale. Din păcate, uh, chestiunile de campanie au fost aduse și în Consiliu, în plenul uh, Consiliului, motiv pentru care. Uh, am vrut să aflu categoric poziția președintelui în raport cu uh, dezvăluirile de anul trecut, care au fost cu tremurătoare privind uh, existența unor protocoale. Coale oculte, care au subminat independența sistemului judiciar, fiindcă nu l-am auzit rostind sau asumând ceva din punct de vedere politic, dacă tot făcea politică pe această temă sigur că n-aveam unde să-i pun președintele o altă întrebare e adevărat cred că m-a întrebat că dacă iar eu cumva și am zis că asta e singura mea șansă să vorbesc cu domnia sa fiindcă n-am alte întâlniri decât cele oficiale organizate la nivel de, de, de Consiliu. Iar dumneavoastră vă întreb și eu, iertați-mi gluma iar dumneavoastră, păi v-ați certa cu președintele, vă certați cu politicii. Nu, no, e mult spus că m-am certat mă rog, da. deci, și simplu Intrat... am spus care e poziția unui judecător. Iertați-mi exagerat. Jurnalistică. Intrați în contradicție cu președintele sau îi Am puneți o altă între... opinie. Îi, pune... da, îi puneți întrebări incomode. Aveți o altă opinie decât unii dintre colegii dumneavoastră, unii chiar membrii ai CSM, dar și colegii în general vorbind despre judecători. Spuneți foarte tranșant acest lucru. Aveți o atitudine foarte clară vis-a-vis -vis de ceea ce părea a fi o frăție de nezdruncinat în alte vremuri, acel binom DNA, servicii secrete, mai exact spus SRI. Iertați-mă, nu vă este teamă la un moment dat că dacă tot veți exprima opinii și vor fi de ce, de multe ori sunt opinii divergente, că veți avea de suferit? Deloc. Vă mărturisesc că mi-am asumat această poziție și uh, voi rămâne în picioare indiferent de ce se va întâmpla. Uh, Mi-aș fi dorit ca alături de mine să fie în același mod uh, tot corpul de judecători, cel puțin tot corpul de judecători. Uh, acum nu pot să cer același curaj. Eu pentru mine e natura mea, nu am ceva special, adică așa sunt eu. Și Dar nu vi s-a sugerat, în un fel sau altul, să o lăsați mai boale, Desigur, n-aș vrea să vă arăt, sau poate că o să le regăsiți atunci când, așa cum am mai spus, o să-mi scriu memoriile, o să vedeți cam ce mesaje am primit eu după câte o astfel de intervenție, sau o primesc eu, fiindcă unele sunt de-a dreptul de ev-mediu, altele sunt de natură ați creat temeri, cu siguranță nu se întâmplă acest lucru ce mă privește. Mi-am am, mi -am asumat o responsabilitate și aceasta este, sper, misiunea mea. Tot ce mă interesează este legat de judecător, de instanțe și firește toate sunt pentru societate, pentru cetățeni. Un judecător nu există și independența lui nu e pentru sine, că nu merge cu independența pe stradă, cum ar spune un fost ministru. Independența lui este uh, independența uh, și uh, vine în sprijinul uh, societății. Independența lui este o piatră de temelie pentru această societate. Regretați că ați făcut pasul uh, de a candida și ați și câștigat. Uh alegerile pentru CSM? Nu vă ascund că mi-a fost foarte, mi este foarte greu. Am zile uh, de mari, maximă dificultate. Eu am rămas conectată la tot ce se întâmplă și acasă, fiindcă eu vin săptămânal acasă, fac o navetă, așa cum poate să o facă uh, o persoană de la București, la Piatra Neamț, nu cu avioanele, adică să ne înțelegem. Merg ca orice cetățean... Uh, fie mijloacele de, știu, comune de transport sau, știu, cu un autoturism. Nu regret. Mi-a fost dificil. E o luptă la care nu m-am așteptat în sensul că e o luptă uneori necinstită, incorrectă. Eu vin cu o anumită formație, cu o anumită, știu naivitate. Înainte de toate, consider că oamenii sunt de bună credință și mi-a fost foarte greu să accept că această regulă nu prea ține în lupta de la București unde există foarte multă tensiune, dumneavoastră ați văzut și în luna decembrie în interiorul consiliului a fost o tensiune de neînchipuit, de altfel cred că ați remarcat într una din zile când lucrurile au escaladat nefiresc în aproape corpul de judecători era la limita de a fi șantajat în privința alegerii președintelui Consiliului, fiindcă ați văzut că a ieșuat prima sesiune de alegeri. Eu și colega mea, doamna judecător, Evelina Oprina, susținute și de colegul nostru, de la societatea civilă, care e într-adevăr o societate civilă în CSM. Avem în Adevărată, o, da. Avem în o Domnul sângevă. Victor Alistar. Am părăsit plenul CSM și am mers am făcut o declarație și am coborât la presă spunând că nu vom accepta niciodată uh, niciun șantaj în privința uh, modalității de alegere a președintelui Consiliului. Și asta este atitudinea. De fiecare dată când lucrurile nu mai pot fi controlate uh, în interiorul nostru cu argumente juridice și cu argumente de bun simț, desigur, suntem nevoiți, fiindcă avem nevoie și noi de sprijinul societății să ieșim și să vă rostim. Să știți că sunt foarte multe lupte care nu se văd, care sunt dureroase, cu prețuri extrem de scumpe, care se poartă în interior. Ce vedeți dumneavoastră în spațiu public e poate 2% din ce se întâmplă acolo. V-ați gândit, luați în considerare, eu știu, pe viitor să mergeți în Ministerul Justiției? poate Niciodată, chiar ministrul... deocamdată, sub nicio formă, în această profesie de judecător, nici n-aș avea cum, pentru că există incompatibilitate. Ați văzut că uh, colega mea, uh, doamna judecător, uh, Gârbovan... Uh, ca să poată să facă acest pas, a fost nevoită să-și dea demisia, firește a revenit apoi și aici este o, o chestiune dar... Au jucat nu de... iertați în termenul jurnalistic. Dar Au nu jucat de condamnat doamna judecător pentru că trebuie să știe toată societatea și aici s-au rostogolit neadevărul din interiorul sistemului că doamna judecător ar fi fost implicată, ea chiar și-a dorit să facă ceva și era gata să sacrifice o carieră de aproape 20 de ani de judecător, o carieră care nu i-ar fi adus nicio garanție, fiindcă nu era nici, știu eu, nu avea posibilități de a primi vreo pensie de serviciu, că nu avea încă 20 de ani, deci un om care ar fi vrut să sacrifice totul. Ea era într-un termen în care hotărârea aceea de demisie putea fi chiar contestată, deci s-au rostăgolit foarte multe neadevăruri și i s-au pus foarte multe piedici și ce să vedeți, nu din partea societății, din partea colegilor mei, în primul rând. Um, nu, nu iau în calcul acest aspect. câtă vreme eu sunt judecător, de altfel, după ce voi termina cu această profesie, sper să pot să am și eu liniștea necesară să mă întorc și să rămân alături de familia mea. Mai avem doar câteva minute și v-aș să ne spuneți, pentru a răspunde și solicitării unui ascultător, dacă dumneavoastră credeți că această inițiativă legislativă privind pensiile de serviciu sau așa zisele pensii speciale, până la urmă vom ajunge să o vedem pusă în practică sau ea va pica la Curtea Constituțională unde este deja atacată despre pensii de serviciu vorbim. De Eu serviciu. întotdeauna țin să subliniez acest lucru. Eu sper să nu treacă de Curtea Constituțională să pice, așa cum spuneți dumneavoastră și cum spunem noi în mod uzual. Vreau să știți că în, 2000, în anul 2000 a fost o situație similară, a fost o lege care a. Prevăzut cam același lucru în ce privește pe magistrați. Atunci a fost dată uh, decizia 20 de Curtea Constituțională. O vedeți dumneavoastră enumerată mereu în argumentele uh, celor care susțin pensia de serviciu. Apoi, 10 ani mai târziu, când a venit pachetul BOC, de măsuri BOC uh, 2010, deci uh, a fost o altă decizie. Curtea Constituțională s-a pronunțat din nou. Și iată, uh, în 2020, cam din 10 în 10 ani, uh, sistemul judiciar este pus la pământ pe această temă. Eu ce să-mi doresc acum? Îmi doresc ca în, instanța de contencios constituțional să tranșeze și să rezolve uh, această problemă, că poate vom avea și noi 10 ani de pace de acum încolo. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru cele spuse, doamna judecătoră. Am să-mi permit pe final și eu un comentariu apropo de uh, această atât de disputată temă și de inițiativă legislativă privind pensiile de serviciu în limbajul nostru obișnuit pensiile uh, speciale. Eu uh, m-am distrat încă din momentul în care uh, în Parlament a fost votată, pentru că pe toate rețelele de socializare, pe toate mijloacele de comunicare, era un concurs al paternității acestui demers. Toate partidele se întreceau să spună că ele au făcut și au rezolvat problema pensiilor speciale ca să aflăm ulterior că sunt șanse minime de la juriști care analizează în mod obiectiv ceea ce se întâmplă, că sunt șanse minime ca această inițiativă legislativă să și... Fie pusă în practică. Adică înțelegem că politicienii care știau foarte bine că aveau, așa cum a spus și doamna judecător, experiența din 10 în 10 ani cam, cam cum judecă la, cum se judecă la curte astfel de inițiative. Ei bine politicienii știau foarte bine că nu o să treacă, zic eu, dar au considerat că e normal să marcheze așa la capitolul imagine și să facă declarații bombastice. Am să folosesc din nou un termen neacademic, să se bată cu cărămida electorală în piept, sperând că vor câștiga mai multe voturi la alegerile care se apropie. Simțeam nevoia să spun acest lucru pentru că am discutat și cu politicieni pe marginea acestui subiect și au zis, domnule, noi am făcut ce era de făcut în Parlament, acum ce o zice curtea asta e. Nu, n-ați făcut ceea ce trebuia în Parlament pentru că dacă ați fi vrut, ați fi făcut în așa fel încât curtea să nu mai fie chemată, că eu m-am săturat, eu zic să înlocuim și Parlamentul și Guvernul la un moment dat cu Curtea Constituțională, că oricum ajung foarte multe uh, astfel de uh, inițiative legislative la curte și așteptăm de acolo lumina. Eu spun chiar e obligatoriu să fie așa, cred că nu. În alte țări nu cred că. Se face apel atât de des la Curtea Constituțională. Greșesc? Este adevărat. Acolo există o cultură juridică și chestiuni peste care sau de care nu te poți atinge. E de neconceput să găsești astfel de justificări și am văzut zilele acestea atât de mare preocupare pentru societate din partea unora încât aproape că nu venea să cred, am zis că nu pot să cred cum deodată au descoperit că există societate. Da. Așa descoperă unii când s apropie alegerile. Vă mulțumesc pentru prezență, doamna judecător, și pentru cele spuse. Vă doresc succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc și eu pentru invitație și cu mare drag. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care ne-ați urmărit, pentru că sunteți alături de noi, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM, suntem o mare familie. Noi ne reauzim în weekendul viitor. Până atunci, să auzim numai de bine.